Ce spuneți, dragi abonați, de o prăjitură delicioasă cu mere, care se face foarte repede și este simplu de făcut? O prăjitură delicioasă care merită încercată oricând aveți poftă de ceva dulce cu fructe și aveți mere la îndemână. Așadar, haideți să vedeți cum am preparat-o. Am spălat câteva mere. Le-am spălat, le-am uscat și ce ne rămâne de făcut decât să le dăm pe răzătoarea mare. Le-am dat și coaja jos, le-am dat pe toate pe răzătoare, iar acum le vom pune pe foc. Bineînțeles, dacă doriți, adăugați 2 sau 3 linguri de zahăr. Dacă nu doriți, nu puneți, depinde de merele dumneavoastră. Dacă sunt dulci sau mai acrișoare, stoarcem și un pic de zeamă de lămâie, având grijă să nu punem și sâmburii în merele noastre și vom lăsa la călit până ca scade toată zeama din ele. Între timp avem pregătite ouăle, laptele, zahărul, uleiul, făina, praful de copt, o esență de rom și un praf de sare. Vă voi lăsa în descriere cantitățile exacte. Peste ouă punem zahărul și mixăm. Mixăm până se dizolvă tot zahărul. Adăugăm și un praf de sare. Iată ouăle noastre zbătute bine. Vom adăuga făina. E bine totuși să amestecați praful de copt cu făina, vă va fi mult mai ușor, dar eu de data aceasta am pus separat făina și praful de copt. Ce facem? În continuare punem laptele treptat și uleiul. Să nu uităm de praful de copt. Acum l-am văzut. Vă sfătuiesc să amestecați, cum am mai spus, cu făină. Acum turnăm și o parte din ulei. Restul de lapte. Vrem să ne iasă un aluat grosuț, dar care să curgă. Ingredientele le veți găsi în descrierea videoclipului. Și acum esența care vă place. Eu voi folosi rom. Dumneavoastră puteți spune ce doriți. Vanilie, portocale, lămâie. Ce vă place? La alegere. Am pregătit o hârtie de copt pe fundul vasului în care așezăm prăjitura. Punem jumătate din cremă din aluatul nostru. Între timp cuptorul este preîncălzit la 180 de grade și vom pune totul la cuptor pentru 10 minute 15
după 10 minute sau 15, așezăm merele noastre. Am uitat să vă spun că am pus și scorțișoară în mere, dar acest lucru este opțional. Sunt persoane alergice de la scorțișoară, dar cine iubește scorțișoara, vă invit să nu o omiteți în a o pune în mere, deoarece sunt foarte gustoase. Așezăm merele și nivelăm totul frumos. Iar peste mere punem restul aluatului. Aceasta este o prăjitură turnată cu mere. Cam așa se mai numește. Nivelăm și restul de aluat de compoziție. Și vom da totul la cuptor la 180 de grade pentru 30 de minute. Faceți testul scobitorii. Trebuie să vedeți dacă aluatul este făcut. Scobitoarea trebuie să iasă uscată. Prăjitura s-a rumenit un pic pe deasupra. Asta este semn că s-a făcut, dar testați-o și cu scobitoarea. Arată bine. O lăsăm să se răcească. Cum am spus, dacă scobitoarea iese uscată, înseamnă că este făcută. Dacă nu, o mai puneți 5 minute, 10. Am scos-o din formă, s-a răcit prăjitura. Am lăsat-o 30 de minute să se răcească, dar acum punem niște zahăr pudră să arate mai frumos. Puteți să puneți zahăr pudră vanilat. Eu pun doar zahăr pudră simplu. Iar acum nu ne rămâne decât să o tăiem, să vedem ce a ieșit. Prăjitură cu mere. Arată bine. Trebuie să vedem cum este și la gust. Să o porționăm pe toată. Tăiați-o în ce formă doriți. Eu o voi tăia pătrate. Puteți să tăiați romburi, dreptunghiuri, cum preferați. Se poate tăia și mai micuță, să fie ca niște prăjiturele, cum le găsim pe cele asortate, pe platouri. Vă invit să încercați. Este o prăjitură foarte gustoasă. Am gustat o bucățică, îmi place. Se face rapid și așa puteți să consumați merele. Este alegerea dumneavoastră dacă mai puneți zahăr peste mere, dacă nu, e bine să fie și amaia cruțe. Spor la treabă și numai bine!